Unde mergem azi? La Gheorgheni. Câți kilometri avem? 200. 200. Slab. Off-road? Off-road. Plouă? Plouă. Bine ați venit la Stax TV, material de expediție. E primul material de expediție. Ați văzut ziua 1, a fost un fel de trailer, așa. Am ajuns de la București la Comandău, aici unde Coca-Cola și Pepsi pot fi prieteni. Mergem spre Gheorgheni, pe un drum de off-road, cu o hartă luată de la niște motocicliști bătrâni. Vedem dacă putem să mergem și noi cu mașina pe ea. Și vedem ce urmește. Știi, urmește? Urmește. Stai să vă arăt cu mașinile. Nu mai am cum să vă arăt, că nu se întoarce camera, că nu suntem pe Instagram aici. Să fac eu cu noastră. Așa ușor spre Confasna, plecat din Comandău. Vedem ce ne rezervă drumurile de motocicliști. Vedem dacă are loc Toyota pe acolo. Ușor așa. Ușor așa, că n-avem decât 200 de km astăzi. Avem tot timpul din lume. Era chiar Mercedes. Băi, valid, dar s-o pun pe pilot aici pe 50 la ora așa sau? Mersi, coleg, uitați-mi de manetul. Noi, asta a fost pentru noi, este acuzația cu tractoare. Lasă-mă că fiecare mașină cu avantajele ei, mă, frate. Și dezavantajele, mă, frate. Da, mă, frate, dar cine tot e astăzi? Șef de expediție băut. Tu ești primul, ești de vor. E pe stradă băgată, strada școlii. Am alimentat cu gaz. Dacă se întreba oamenii cât consumă Toyotele pe gaz, drum 80% asfalt, 20% off-road și o urcare, 310 km cu 160 de lei de gaz. Bun. Am făcut popas, am făcut provizii și mergem mai departe spre Gheorgheni din Târgu Secuiesc pe un drum de motociclete. Ia să bine. Că probleme? Un râulet. Un casa, păi. Un râulet. Ai, mă, de râulețul, ca ne-am spus eu, măi. După vali, după vali, da. Ce mișto e să ai mașină cu telecomandă. Du-te după vali. Ea nu se duce în frate. O gaură mare în față. Hai, mă, iubito, dă-i înainte, te rog. Bine. Hai, du-te pe acolo. Ia stânga. Mergi pe acolo, că nu se întâmplă nimic. Eu mor de inimă. De ce? Că cum să rămâi acolo, iubita? Ține cât mai aproape de dreapta, hai. Haide, haide. Ia cu stânga, că e o piatră acum acolo. Stânga, ia stânga, hai, ia stânga. Stânga, iubito, haide, haide, mergi constant. Mergi constant. Gazul pe ea. Așa. Hai, du-te, 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 ia stânga, haide, haide, du-te acolo. Thank you.
drum forestier. Așa arată un drum forestier în partea asta a țării. Asfaltat, cu case, frumos, amplasate răsleți, să nu se deranjeze unii pe alții și cu intrări spre Poienițe tot asfaltate. Adică, nu știu dacă e așa cum trebuie, dar e frumos. Asta la intersecții de astea, cine are navigator, e bine la când e intersecție să pune un sunet sau un waypoint, se apasă de două ori pe hartă în Motion X și după aia încă un waypoint când ajungem la altă intersecție, știi? Verificăm după aia pe hartă dacă dădea una într-alt. Și explicat cum e cu waypoint-urile și cu Motion X. Ia, s-a pus un venticel. Cam da, desfac oricum, cum e fric la ureche. Faci la urcare? Du-te pe drum. Coborăm mai în față un pic. Ce, om, putem să ocolim? Fac așa, să-l verific eu, să nu se blocheze, nu intra astăzi. Dați-i bătaie, că merge.
cui să-i dăm bătaie? Cui să-i dăm bătaie, frate? Tău că am reușit să străpungem spre lac. Am străpuns spre lac. E frumos. Ești cu ochii pe pământ, să nu se pun proștii, să puși sau ceva, că se practică. Se practică? Adică de la facultate ai practică și puțin puși. Eu și tu practică. Treceam și noi cu cornete, mai puneam bolt. La fiecare loc, cu șmecheria lui. Uite o doamnă la... O doamnă la? Lac? O doamnă la lac. E un râu mai larg. A fost un popas așa cum trebuie. Unde-i zmeu? Nu mai-i zmeu. A picat? Cum a picat, da? Las că-l iau eu. Merge mai departe. După cum spunea un mare filozof, trebuie să repet că n-am filmat, asta e. Nu e muncă ca odihnă. Ce să faci? Dacă nu s-a inventat până acum, nu s-a inventat. Și spuneam că în momentul în care o să inventez, nu vreau să fiu primul angajat. Asta a spus. Primul. Așa intră jeep-ul în viteză, mă? Așa face el, nu? Da. Pe mâlul ăla acolo. Băi, n-am vrut să te enervez, mă. Ia uite-l, mă. Uite-l, mă, cum îl mănâncă, mă. Hai, mă, că e ok, ok. Ține cu tine, mâlul. Eu zic să treci și înapoi acum. De ce ar te faci, mă? Că suntem... În urma programului. Zici că suntem un desert, tot ceva e. Rubicon. E nu, dar până de zil un pic acolo, un pic, nu mult. Mă face să aleagă și seara asta, intru pe AliExpress și comand 4 stickerele alea cu Rubicon să le lipesc pe mașină. Măcar dacă le comandai și tu de la Jeep România. Nu, frate, că un colan de la 5 lei ne dau aici 2 milioane de lei. Vali merge pe asfalt, noi continuăm tracul. Mai sunt 100 de kilometri pe asfalt și probabil 90 pe off-road. Hai că e frumos și pe aici. Cât avem 80 de kilometri de ăsta, e perfect. Acolo
acolo, dar eu zic să luăm pe acolo, că tăiem o bucată destul de mare, știi? Adică în loc să ocolim tot dealul ăsta, tăiem pe aici și ieșim pe partea altă. Păi, sunt de acord cu tine, dar dacă urcăm și e nasol de coborât. Apare uscat pe aici, nu, n-au fost ploi, știi? Eu te cred că aici nu văd nicio variantă în stânga care se poate să meargă. Da, da. Bine, hai că-ți placă vă filmăm când urcați pe aici, ești mechinie, dar... Dacă nu pot să urc, să vezi ce-ți fac, ți-arunc jeepul ăla de sus de acolo. Te trag eu, mă, te trag eu. Și aici pe unde ai luat omul prin noroiul ăsta, pe unde ai luat-o? Eram dreapta. Unde? Pe un drum de iarbă să facem dreapta. Băi, astea nu sunt drumuri, mă, ca să știi de acum pe viitor. Astea nu sunt drumuri. E drum frumos, mă. Nu, nu, nu. Adică eu ți explic ca să știi, pe mine nu mă deranjează dacă îmi zici că e drum. E drum, ăsta nu e drum, asta e urcare, știi ce zic? Adică n-are legătură cu drumul. E urcare, știi, da, da. Dar de fi muștelor. Vor să meargă cu noi, domne, autograf, poze, chestii, nebunii. Uite, ai văzut-o pe aia, era cu tricou ridicat musca aia. Variantă înainte să renunțăm, încercăm să scurtăm tracul spre releu, sperând că accesul să se facă pe partea asta. O căutăm noi și să avem drumuri mai bune, pentru că prin dreapta pe aici n-am avut nicio șansă. Hai să vedem mai departe. Meritam să urcăm și avem și ceva drumuri încolo, dar care ori fi alea bune, nu știu. Ce frumos, bă! Super! Da, toată lumea, hai să... Te căuți o bandit, Elander. Da, mă, doamă, de vin zahit, ce-o bani, mă? Păi, ce-o, mă, frate, nu știu. Ce bani la bandă, vă îngura pe aici, dar ce-ai făcut? Da, mă, am dat de asfalt. Tracul mergea în dreapta. Noi facem asfalt.
Asfalt frumos. Da, mă, îi tragem Germania, haide.